Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Astăzi avem iarăși un episod mai diferit puțin, dar deja v-am obișnuit. Dacă vă uitați în spate, v-am obișnuit cu aceste materiale și, bineînțeles, cu Nina, care ne ajută cu camera și iarăși de fiecare dată zic că are cea mai grea muncă de făcut. Căutăm oameni care au o poveste, dar și locuri foarte frumoase și interesante. Astăzi suntem cu domnul Ercan, cu care ne-am întâlnit așa, trecând unul pe lângă altul. Domnul Ercan face o chestie foarte interesantă. Este colecționar, și asta doar ca hobby, pentru că meseria dânsului e alta, este colecționar și recondiționează multe lucruri pe care o să le vedem aici. Și vă garantăm că aici este un muzeu mare în miniatură, dacă pot să zic asta, și sunt multe scule vechi, care au și 100 de ani, din câte am observat, și care arată foarte bine. O să vedem și utilitatea lor. Vă salut și bine. Vă mulțumesc, bine ați venit. Bine ne-am întâlnit, da, că a fost o întâlnire da, bună. Exact. Păi, practic, suntem într-o hală aici. Adică un atelier. Adică o fabrică de uzinare, structura metalică. Așa. Pe care desfășurăm activitatea noastră principală. Și cu o întâmplare căutam un obiect, pentru afacerea noastră, și am dat de niște obiect vechi pe OLX și am descoperit că există o lume antichităților sau vechiturilor sau, mă rog, de toate. Așa. Și când deci așa intra microbul. Da, exact. Așa cum m-a luat virusul, chiar era timpul pandemiei. Pandemie s-a dus, dar asta nu s-a dus. Pentru că încă nu descoperit sau inventat un vaccin sau un medicament pentru chestia asta. Păi dacă e de pe timpul pandemiei... Dar nu ne plângem ca așa, chiar ne bucurăm. Într-o perioadă scurtă de timp, zic eu, da, ați strâns foarte multe. Da, în 2019, cam atunci ați strâns foarte multe și apucat. Ce e interesant e că domnul Ercan știe și la ce se folosește anumite obiecte și lucruri și asta o să da, ne arate. Da, că e... Deci a intervenit chestia asta. În pandemie ați intrat pe OLX? Exact, exact. A intrat microbul? Presa, adică mai de exact, o presă simplu ca să desfac un rulment. Și de acolo deja m-am băgat în belea asta. Okay. Nu mai pot să scap. Ok, noi am dat o tură și haide să pornim să bereșe da, frumos și, aici. Și sper că nu vă băgați și dumneavoastră la fel. Adică nu știu că dacă ne-am întâlnit în târg acolo, nu poate, da, poate nu întâmplător. Poate Dumnezeu are un plan pentru viitorul dumneavoastră. Da, cine știe, da, vedem, da, noi da, îi dăm înainte. Așa. Ce aveți de gând în sensul, pe viitor mă refer, în sensul tuturor obiectelor pe care le strângeți aici? Da. Vreți să le mai și dați? Vreți să păstrați, să faceți mai multe? Vreți să faceți un muzeu? Am avut multe la cap să fac, dar fiecare cel mai mult ai nevoie strângeți de timp. Exact, momentan le adunam. De vândut nu prea, că e, pentru că eu orice obiect aici, peste 10.000 de obiecte, fiecare cumpărat separat. Adică pentru fiecare am avut un efort, m-am gândit, m-am dorit, am plătit chestia asta. Adică nu mi-a dat nimeni, hai, ia o dubă de obiecte și duci la tine. Fiecare șurub, adică orice vedeți aici, are un efort ca să ajunge aici. Și mie mi se pare foarte greu ca să dispar de la ei, dar a devenit deja prea mult și deranjat, adică nu mai avem spațiu. Chiar ne-am apucat pe un proiect de o hală în altă parte, numai pentru asta, undeva un 700 de metri pătrat cât e aici. Da. O să fie numai de obiecte asta. După ce le punem acolo, niciuna nu plânge, nu vrea mâncare, nu vrea apă, nu vrea lapte, rămâne acolo și nu ne deranjează. Da. Când facem planul, hotărâm ce vrem să facem cu ele, deja facem, dar momentan nu avem niciun gând stabilit cu ele. Au fost multe idei. Chiar vreau să le dăm la chirie pentru magazine, de exemplu în mall. Când ajungeți la un magazin de haine, vedeți un obiect din asta ciudat. Da. Adică chestii din asta au fost o idee, nu numai de asta, mai multe. Sau poate chiar în domeniul respectiv, omul vinde electrocasnice, niște electrocasnice, dar acum de 200 de ani, lumea cum face același lucru cu un aparat din lemn sau din fier sau altceva. Adică sunt multe idei, dar încă nu am pus la practic niciuna. Momentan nu ne grăbim, mai restaurăm. Da, mai exact, avem timp gândiți ca să gândim. Da. Haideți să începem. De unde începem? Că văd că deja de aici, de unde la intrare, vreți avem... Da, aici sunt mai multe obiecte din astea de care folosea la agricultură.
grebla, lopiețile astea care aduna grâu sau cereale de la astea, folosea la panificație, la fabrică de pâine, anumite lopețile astea, moara aia pentru cereale care se făcea făină sau malai. Și cam cum funcționa? Înțeleg. Funcționarea lui era manual. Da. Aici sunt două pietre, una de sus, una de jos. Asta de sus are și un reglaj de desubt ca să reglează câte fin să fie făină. Da. Și știu de experiență proprie. Cu bunica mea mult am lucrat la asta la țară. Și cu ajutorul o manivelă să învârte pietre și tocește pe cereale. Da. Și scade jos. Deci pe aici pune cereale. Exact. Aici pui, aici pune mai mult și după aia pui cu mâna. Mai învârt cu o mână și cu o mână pui aici. Da. Adică un om singur, nu trebuie un ajutor să-l pui separat. Știți? Prima dată pui aici ce vrei să-l pui și după aia când învârt, pui și pe, depinde și stângași, dreptași, cum ești, pe partea aia, pe partea asta. Da, da. Adică universal. Da. Așa. Asta este o lopată care se numește, nu prea folosit la România așa, are dar formă de inimă, așa. Asta se numește inima lui Stalin. A, da. Chiar ziceam că are formă de inimă. Da. Asta este inima lui Stalin. După ce îngropat, Stalin ne-a adus inima lui aici, a pus. Ah, ok. Deja, așa. Aici este o sculă asta mai. Asta pentru fân, de tăiat fân, tăiator de fân. Da. Tăia fânul, dar nu mai știu ce mai făcea cu ele. Dacă batea între vecini, cred că mai folosea și asta. Cine știe? Da. Așa. Și sunt multe chestii care am învățat și eu. Deja când m-am băgat în treaba asta, adică înainte nici habar nu aveam că există așa ceva. Da. Și nici fiecare eu, zi adică am învățat un lucru nou, încă tot învățăm, încă tot descoperim ceva. Adică mă bucur, adică de aia mă bucur că fiecare zi înveți. De la fiecare exact. Om când cumpăr ceva, nu stă mintea ascult, deloc pe loc. Exact, ascult și un poveste. Asta e o ladă militară. Da. Aveam multe din el, dar punea, cred că, muniție în ea. Ia uite ce frumos. Așa. Ideea mea ca să facem chestiile din asta, niște masuțe de cafea, Maroc, niște picioruși și un blat de sticlă deasupra, frumos aranjat, tratat pentru carii sau pentru așa și dat cu ce trebuie, ceva lac sau ceva mai special. Pentru că chestiile astea sunt făcute deja. Dacă intrați pe internet, pe Pinterest sau niște site-uri din asta, să vedeți acolo milioane de idei. Și chestiile astea este unic. Adică când faceți un lucru, știți că în lumea asta numai dumneavoastră aveți da. Asta. Ha, ceva seamănător sunt, dar 100% la fel nu există. Da. Aveți ceva unic, așa e custom, adică. Da. Ia să vedem. Aici, asta, aici avem o zonă aici de... Aici dezmembrări auto, să zicem așa. Ah, mai încoace puțin. Aici, asta este un scaun de la un căruță. Așa. Așa, din nu știu din ce an. Putem da. Să oferim ca piesă de schimb. Deci unde stătea, ce făcea? Corect, da. Asta un scaunel. Asta e mai confortabil, așa. Avea patru cârlic. Agăța și stătea domnul și doamna. Aha. Și când mișca căruța, asta cu balanțea. Amortizor. Exact, aha. Exact. Asta e, mai, asta e business class. Ok. Și astea sunt de ușa, de la căruța, bena, asta. Adică cum ar fi, adică lateralele și spatele da. Folosea. Și asta noi o să folosim ca niște decor. Okay. Mai agățam niște chestii la ele. Dar am zis că avem timp încă. Asta poți să pui la perete cu niște ghivești de flori în el. Da. Arată da, foarte da, frumos da. În casă. Și aici, acolo pe perete? Asta grafa, după ce arat terenul, ca să sparge pământul, să facă bucăți mai mici, trecea cu asta, spargea pământul, să fie da. Ușor de semănat. Adică să... Pa, cum ar veni, după ce săpat cu plugul, da. Trecea cu asta și spargea, facea fin. Înainte ok. De da, înainte okay. De sămânța. Fix înainte de sămânța. Exact, da. Exact. Aparatul ăsta este un vântător sau separator de cereale. Da. Când aici, în mod normal, învârte manual sau cred că asta a fost transformat să pune ceva motoraș. Aha, să-i pune un motor. Asta okay. Când se învârte,
produce un aer, adică vânt, suflă de aici, da, aruncă, cum să zic, dacă e frunză sau ceva... Le dau afară. Exact, da, de aruncă afară, cade sămânță de aici jos și mai sunt niște sită acolo, după marimea lui, până să iese produsul ce trebuie, curat. Știți? Curat, da. Trece de la mai multe sită și rămâne numai produsul curat. Deci, practic, acolo la interior e un ventilator, un fel de, da, ventilator mare, adică din lemn. Asta când e învârte de aici, vedeți că mișcă și sita, ca să cadă jos. A, asta, și o mișcă, da, și așa. Da, da, da. Uitați. Și face și aer. Exact, 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 exact. Așa. Asta o mașinărie. Dar să știți că chestiile astea nici eu nu știam. Da. Le-am învățat când le-am cumpărat. De la oameni. Asta nu are nicio treabă cu asta. Asta e... Umeraș. Umeraș. Da. Așa. Dar nu cred că a lui agricultorul asta. Asta de la altă parte. Tot așa, are asta niște țepe foarte ciudate. Da. Nu cred că de la țepe și punea pe oameni acolo. Nici eu nu asta. Cred. Și când învârtea maneta, spargea... fân sau ce trebuie, nu, mă rog, ce pune acolo și iesea mai fin, mai, da, bucăți mai mici, adică de acolo. Și dădea la animale, hrană. Da, da. Pentru hrană. Dar asta știm deja, e foarte simplu. Aici pune mai multe legume sau... mă rog, spargea. Numai o secundă, te rog, asta nu de aici. Asta e jgabul de la celălalt. Da. Așa, am pus eu provizoriu aici. Aici punea mere, pere, două legi, ce facea agricultura, varză, ca să distruge, sparge, să taie mai mic, să daie la animale, să mănânce. Animale. Exact. Așa. Aici tot omoară pentru cereale. Niște varză, niște... Ce avea omul? Cu niște pietre sub el și niște țepe, tot așa. Asta este Ferrari lui din domeniul respectiv, pentru porumb. Da. Aici era cel mai dezvoltat scule pe timpul lui. Punea porumbă aici, doamnelor, și împingea din două fereastră, da, și învârtea doi inci odată pe asta. Că e și o manetă aici, da, da. Așa, și porumbul cadea curat jos datorită cu ventilatorul de acolo. Sufla aerul și arunca afară tot ce era în afară de boabă. Da. Și rămânea boabe curată jos. Da, da. Și asta este din chiar din 1800 și ceva, că aici sunt de la fabrica, de la producător. Aveam plăcuță. Da, dar... deci pe undeva o plăcuță. Da, da, da. Ai pe partea asta sau partea aceea? Am cartea lui. Am cartea lui. Este foarte deștept, scule. Mă rog, desfăcea, știți, făcea mentenanța la el. Da. Adică e... Când vezi pe chestia asta și stai și gândești acum sute de ani cum reușit să facă chestiile astea, da, oamenii. Adică, da, oamenii au fost foarte deștepți și foarte harnici. Și acum sunt oameni, adică suntem, să zic, deștepți, dar nu suntem harnici ca ei. S-a schimbat tehnologia. Pentru că vremurile grele, adică oamenii devine mai puternic, mai... ca să găsească soluții. Dar acum deja sunt toate soluțiile găsite. Noi stăm acasă, numai... ne distrăm, cum ar fi. Nu batem capul, știți? Asta se numește siscorniță, ca celălalt. Așa. Tot așa, pune de acolo fân sau verdeață. Da. Și se învârte cu maneta asta. Da. Sunt două cuțite. Pe partea asta pus capacul ca aparatoare să nu pune din greșeală mâini sau ceva. Da. Doamne ferește, că rămâi cu degetele, cred că numai jumate. Da. Și... tot să dă la animale. Aici zona asta numai de agricultură. Chestia aia tot de la, pentru porumb, dar nu de dublu. Asta e dublu și asta e simplu. Numai are numai un jgheap singur de, aha, unde pune. Și, cu adică singur utilizator. Curăță mai puțin. Da. Da. Și asta este bunicul lor. Ok. Asta e mai vechi și, da, asta străbunicul lor. Adică asta e un lucru de militară. Așa. Asta e.
Asta că aia de aici bunicul. Și asta străbunicul. Și străbunicul, uite bunicul, cât de simplu. Așa, aia cum era, aici stătea tanti, da. Luai câte una porumb, punea aici, se învârtea. Da. Să iese boabe. Și înainte să invente asta, așa făcea la porumb, da. Da. Și dădeai cu aia dădeai și sărea boaba. Exact, cu mâna, da. Știți? Da. Da. Am făcut și eu mult din asta, dar din păcate nu aveam asta. Luam două porumb, dădeam unul pe altul. Exact. Sau așa, da. Așa, așa era la țară. Asta este un postament de moară. Deci ne referim, aici sunt două obiecte mari. Este, da, partea de jos, postamentul, exact, și partea moara, practic. Da, partea de sus. Partea de moare, sus. Da, partea mecanică. Care ele cumva le-ați luat separat. Exact. Dar adică amândoi era bine să ajungă la foc. Le-am văzut pe internet. Asta de la Lugoj. Da, de la postamentul. Exact, uh-huh, de acolo. Și asta de la Codlea, Brașov. Da. Le-am luat. Dar nu am reușit să iau pietrele, că deja o piatră are aproape o tonă. Și sunt două pietre, compus adică două pietre. Adică pietrele cele care stau în interior și exact freacă fânul sau ce, exact, ce cereale, se pune. Sau cereale. Grâu, sau grâul. Porumb, ce vrei, aha, să și faci. Și pe acela n-ați putut să-l luați, că sunt foarte grele. Nu, uitați că și aici, la moara asta, cum lucra bunicii. Eu aveam un teren și făceam agricultură și recoltam o tonă de porumb. Și aveam nevoie de un moară. Și nu puteam să construiesc numai pentru mine. Și mergeam la moară și ziceam omul de la moară. Uite-ți ce scrie aici. Uimul, da, care se percepe la unitatea noastră este de 12%. Adică eu din marfa mea, aha, 12% laseam la ei și, okay, 88% duceam acasă, aha, sau la piață să-l vând. Adică așa facea afacerea atunci, nu mergeai, da, cu bani sau... Nu, eu am porumb, frate, îți dau porumb. Cât îmi dai? Uite, 12% atât îmi dai. Atât scrie, atât. Ok, aici tu aduci, cântărești, este cântar, cântărește câte sac de, câte chile de porumb ai... Și din 100 de chile, 12 chile las la mine, restul duci acasă și cu aia cu 12% recuperez eu cheltuielile de la moară. Mă rog, la moară ce cheltuiele era? Curgea apa de la râu, da, și învârtea pe pietrele. Mentenanță. Mă rog, omul care stătea aici, bine, mă rog, noi acum zicem așa, dar era foarte grea, pentru că cum sunt acum cuțitele, nu mai taie, deja trebuia scuțit. Da. Și pietrele respectiv, după ce uzură, tot învârtea o piatră peste celălalt. Da. Deja devenea drept. Netedă. Nu mai avea... Trebuiau schimbate pietrele? Trebuie piatra de sus. Da. Chestia asta o ia jos, scoate de aici, ca nu este prins. Ajutorul cu o macara, da, un plan ceva, ridica pe piatra, să învârtea de aici așa. Mă rog, acum noi nu suntem așa. Asta de... Asta e macaraua? Pune acolo. Okay. Un palan, ceva. Și tragea cu el, învârtea și punea jos. Și stătea meseriașul, un meseriaș care știe cum să bate la piatra. Da. Să facea formele facă respectiv. Cumva, exact. Să fie bună, să fie ca să poate să sparge, da, cereale. Da. Și o duce, punea înapoi și chestia, și pietrele are tot un reglaj de desub. Da. Să ridică piatra de sus, mai sus sau mai jos. Depinde ce pune acolo și cum voie să iasă. Exact. Da. Granulație, câte de fin vrei sau câte de mare vrei. Exemplu, malaiul este mai gros, mai mare decât un făină, știți? Da. Adică depinde ce cereale pui, omul reglează de sub înălțimea la piatra de sus. Da. Și așa face afaceri. Și aici, mă rog, sunt pentru mine foarte bișnuite chestiile, dar și cine avem, vede avem prima dată... Și o sită. O sită, care puteți să vedeți aici la mine și eu am văzut numai la un singur loc până acum, la Muzeul Agriculturii, din Slobozia. Altă parte nu am văzut, sincer, nu mă laud, dar o piesă foarte rară, mic, găsești la orice casă. Da, așa aveam mare, și noi foloseam, dar rar. Așa mare, industriale, nu prea vezi. Și să fii în stare, nu să fii rupt, deteriorat. Așa un pic deteriorat la sită, dar e... Asta e, se vede că câte greutate au și el la viața lui. Da. Înțelegeți? Ca să respectăm la el. Exact. El a muncit foarte mult. Merită respectul. Și acolo avem și lada. Acolo, lada care... de alimentare, da, unde punea grâu sau făină, da, ținea acolo și după aia băga la
Aici, în aparat. Exact, da, da. Așa. Iar jos, ne ziceați că pe aici era o chestie care ieșea afară, un jgheab, și aici venea sacul. Fân sau malaiu, ce este, curge în sac. Da. Iar acolo cântarul. Da. Și după ce ia sacul, cântărește omul, 12% rămâne la moare, corect, restul pleacă acasă. Conform lemnului. Exact. Iar acolo ce voia să ne arătați? Aici toate de arătat, dar nu vreau să vă iau mult timpul. Asta cred că bănuiesc că știți, orice român, în 20 decembrie, sau când era taie porcul, Ignatul, sau Ignatul, da, Ignatul, la Ignat. Da, așa, da, da, la Ignat, după ce tai porcul, trebuie pârlit. Deci ăsta e aruncătorul de flăcări. Ajutorul cu o manetă și cureaua, da, nu știu ce am făcut cu maneta aia, facea focul în ea și asta e pârlitor. Aha. Ieșea flacărul. Aia ca la filmele, știți că sunt filmuri din aia, aruncă foc. Aruncătorul de flăcări, exact, sau aruncătorul de foc. Flacăr, da. Da. Același lucru face și asta. Doar că ăsta e de pe timpuri și exact, e cât se poate de da, da, rudimentar, da, să zic așa. Da. Doar că ei turcii nu prea o folosesc, că ei nu prea mănâncă carne de porc. Așa, corect, exact. Ei corect, nu prea mănâncă porc. Așa și e. Pentru că eu când am primit... Când am primit bine, nu mai folosim pasta, dar da, noi mai mâncăm când porc. Am văzut, nici nu știam ce. Aha. Pentru că așa ceva nu văzusem în viața mea. Da. Nu da, prea, nu, la noi nu prea folosește și da, după ce am aflat care este... Frumoasă sculă. Scopul lui. Aici uitați că are un fan, ventilator. Da. Când învârte maneta, acela învârtea ventilatorul. Adică asta învârte, da, și cum asta mare și asta mic, automat viteza de aici deja trece 50 da, de ori mai rapid. Da. Și exact, tirajul și aruncă flacura afară către porcul, săracul de porc. Ce să... Asta e. Asta e. Da, asta e. Așa. Asta tot de moară de ceva cereale, da, pentru cereale, tot felul de răjniță și moară. Asta un plantator simplu, poate folosește și chiar ziua de astăzi oamenii din țară. Apăsând cu asta, se lasă o bucată de plantă, adică rasadă. O sămânță, un da, rasad ceva. Așa. Aha, ok. Mă rog. Ok. Așa. Asta e... un cosor, cositor, scuzați-mi, un coasă, da, așa, ceva mai special. Are și un, ca să, când după ce taie, să și adună aha, iarbă, știți? Chestia asta de aia. Avem din aia simplu, dar asta cam un pic mai special față de celălalt. Da, este. Eu n-am văzut așa model. Așa. Și după ce cu asta adunăm. Cu asta se adună. Da, da. Ce e tăiat. Chestia aia de sus, cea de aici, mă simt foarte vinovat cu el, că am pus pariul cu un băiat de la Peco, când așa, aduceam de la țară, era pe o mașină în spate, și am zis la omul, dacă îl știi ce este, dau la tine cadou. Dar nu știam că băiatul este din țară. Aha. Și chiar mie mi-a răspuns corect, dar am zis nu corect și... Sper să nu vede filmarea asta, că după aia fiecare și opresc la Peco aia mă prinde. Aoleu. Și ce dar, e? Sincer, nu, adică mi-a fost foarte greu să las, pentru că am fost după el la Râmnul cu Sărat, da, la capătul muntelui, un sat, drum fără asfalt, groapă de jumătate de metru, am stricat, cred că și mașina, niște arcuri. Și după ce, ca să las la Peco asta, la omul că deja știa ce sunt, nu prea... Nu va pica tot, bine, nu va pica tot bine. Mă simt așa nu, rău când mă gândesc de asta, dar mă rog, asta e. O să fac eu la el altă cinste. Ok. Ceva. Și ce e? Asta folosește ciobanii, da, sau să zicem în țară, ca să facă brânza. Ok. Sacul cu... până să fie brânza, știți că laptele devine un pic mai dur, așa. Da. După ce pune într-un sac pe el... pune și o piatră pe el ca să scurge apă. Da. Și după ce rămâne brânza. Și când curge de aici, asta pune pe o masă, pe un banc, da,
agață acolo și tot așa o galeată. Da. Cu sfoara la, se vede acolo, agățător. Și lapte, și apa rămâne acolo. Tot, nici da. Aia nu aruncă, că mai folosește la altceva. Și asta e pentru aia. Da. Și denumirea lui știam, dar sincer am uitat cum se numea la limba română, dar un lucru foarte rar. Cei care se pricep, vă rog, scrieți în comentarii exact. Cum se numește. Da. Că e... Și eu am crescut la țară, sincer, nu văzusem așa ceva. Da. Și am crezut că nici omul aia nu știa, dar de fapt... Iată că știa. Da. Din 20 de milioane de români am dat la unul care știa ce sunt. Da, da, da. Am avut mare noroc cu o băiatul asta. Frate, asta îmi cer scuze că nu am zis că nu știi, dar e, acum ce să fac? Chiar foarte greu să-mi despart de la el, dar vin eu la tine să fac o cinste de o sticlă de vin ceva. Exact. Sper să mă iert. Mai avem ceva aici aia interesant. Tot pentru porumb. Da. Omul puturoș ca mine, care nu vrea să stai la picioare, aha, staie pe scaunel și... Și dă-i porumbul pe aici. Dă-i porumbul să iese boabele. Da, da, da. A, și să stai exact aici. Exact, pe aha, scaun. Ia uite. Da. Uh-huh. Așa, aia e copaie care spuneam. Denumirea, mai multe denumiri are. Da. Copaie, folosia pentru bucătărie să facă fâine, mălai, sau spăla chiar copii în ea. Știți, da. Multe. Sunt mărime până la 2 metri din asta. Iar aici? Aia tot pentru animal, să taie, să face, aia un fel de feliator. Da. Folosește și la bucătărie, exemplu, pentru brânză, așa, în spatele, aha, aici. Uite, răzătoarea vârnă. Da, răzătoare, exact. Asta e răzătoarea vârnă. De aici împingi. Da. Avem și alt model mai mic, cu niște aparatoare, ca să nu taie mâna. Se reglează și la grosime. Exact. Ok. Ia uite. Asta. Asta tot pentru plantat, rasaduri, chestiile alea. Asta de aici. Nu da. E ceva... Și suntem abia la început, într-un mic colțișor. Ia să vedem da. Ce mai avem. Ce ne mai arătați? Ce vreți să vedeți? Acum ce vă place, că avem mai multe variante. Dar dacă am început cu agricultura, da. Mergem mai departe tot cu da. Ceva... de agricultură, să zicem așa. Asta o roabă, da. Chiar roabă, adică peste 100 de ani, nu prea folosit. Căricioarele respectiv folosea tot la moară sau cum are roata din piatră, scuzați-mi, din fier, zici că folosea undeva pe beton sau la moară, cred că pe pământ afară când plouă nu merge cu roata asta. Pentru exterior sunt cu roată din lemn. Vedeți, aia, ia, asta de aici. Hai să o arătăm. Alt model. Adică cel de aici. Cu asta te duci la piatră, la drum, la țară, dar cu fierul aia nu prea acolo aia. Nu. Acolo trebuie deci cu... undeva la interior. Exact. Și asta, exemplu. Asta o jucărie foarte frumoasă. Pune a sacii. E care aia? Da. Sacii. Strămoșul Lizei. Exact. Așa. Aici... Stalin avea două inimi, uite dar nu știa nimeni. Uite și mai aveam și aici. Una acolo și una aici. Le punem aici să nu aude Putin. Că după ce vine după ele. Așa. Așa. Asta tot de porumb. Știți că când face, pune aici o... Asta pentru măsurătoare. Fiecare are o cantitate stabilă. Exact. Da. Uh-huh. Cum facea bunicii. Nu mai știm cum... Ce... Noi acum cu kilogram sau cu mililitru, litru, așa, da. Dar ei facea altfel. Aia un jug da. Care aha. folosea la doi bou, punea, una, da. Poartă, una pe o parte, tragea caruța sau plugul pentru arat da. Sau altă utilaje. Și asta la fel o fi? Sau, da, aia parte de jos. Aha. Cum venea pe parte de jos, aia două lemne venea aici. Aramici. Și după ce pune la capul la bou, punea de aici două fiare. Ok. Ca să nu iese. Știți? Da. Sunt mai multe modele. Și avem și pentru cai. Alea de pescuit. Sunt și nu prea vechi. Aia, de pescuit, dar da, după ce prind de săracul metal. De pește, bagi în ea și în apă. Pescare deja are și ziua de azi. Cam pe același metodă. Plasă de metal.
Da? Dar voi din pânză. Din pânză, da. Da. O secundă, că aici o să nu vedeți. Mai aici o cutie tot așa... și scrie MAPN pe ea. Poate știți asta ce sunt, dar dacă știți, nu vă dau. Adică, okay, deja am greșit deci odată. Nu se aplica. Am greșit odată cu pariu, nu mai fac. Ok. Deci e de la tipatniță ceva. Nu? Ce? Asta în Silvic. Văd niște cifre. Folosea la pădure când, când face... Da. Mă rog, mă scuzați că am uitat. Cum zicea domnul Cătălin, marcau copacii, da, nu? Da, înainte să taie copacii, adică între păduroare și decide. Asta două copaci prea aproape una de alta, sau asta prea bătrân, sau deja a început să usucă, deja sau bolnav. Taie cu toporul, da, și după aia pune un marcaș. Și zice, okay, că să taie respectivul. Și numărul aia deja a trecut la caiet. Ok. Și când o taie și iese afară, da, și deja se vede. Ce număr? Asta, adică, cum asta, adică cod numeric personal. O inventariere. Exact, da, da. Codul copacului, da. Exact. Se poate schimba numerele între ele? Da. Foarte interesant. Și uite, de aici trăgeai de chestia asta, exact, și schimbai cifrele. Da, da, da. Foarte interesant. Avem și cuplu, sau cum zice, care măsoară grosimea bușteni, da, să facă măsurătare, cam câți metri cub sau cubic, da, 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 de lemn o, okay, să iese din... deci un aparat de măsură vechi. Exact, da, 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 da. Rudimentar. Da. Dacă îl găsim pe aici, îl filmăm. Avem, da. Uite o cutiuță. O cutiuță de prim ajutor, văd. O ladă militară, da, de prim asta ajutor. Asta e cu culoare verde. Da. Este militară, dar tot prim ajutor pentru militară. Uite, are crucea roșie pe fond alb, MAPN, Ministerul Apărării Naționale. Da. Și asta e foarte veche și uite ce frumoasă e și cum arată. Da, și avem o cameră mare, plin de obiect militar, dar deja băgat în ladă tot și nu prea am timp momentan să le scot. Când deci, le scoatem oricumva... Față de ceea ce vedem la dânsul, nu știu mai ce, sunt multe de dar văzut. Nu știu ce este, dacă are o ceva mină în ea, nu desfac, nu desfac. Dar uite ce frumoasă. Dar sigur am ceva ce am cumpărat, mă rog. Când cumpăr o ladă, mai cumpăr altă scule, una altă și când le găsești, nu am găsit nimic, îmi pare rău. Deja și eu, când trece mult timp, uit de ele, când le găsesc undeva, uite ce, deja mă bucur încă o dată cu ele. De aia le pun mult timp undeva și după ce le văd într-o cutie și mă bucur încă o dată. Așa. Adică bucurie infinitiv la, da, chestiile astea. Așa. Avem astea, ne-ați spus, sunt o pentru tocila, ascuțit. Da. Ascuțit la agricultură, tot la agricultură folosește. Sunt mașinerii care taie fân sau, da, iarbă, nu știu ce. Și există filmări pe YouTube, bine, afară, nu în România, cum folosea respectiv. Asta o tocilă, cum ar fi montat la aparatul respectiv, să facă, de aia are forma asta V-ul, da, și când îi mișc, deci mai mișcă și față. Exact. Și care ascute? Ascuțe pe cuțitul. Da. Pentru tăiat verdeață. Da, polizorul. Exact. Bunicul polizorului de astăzi. Exact. Da. Polizorul manual. Da. Aia tot de un fel de răjniță pentru ceva cereale. Da. Și avem aici o sculă mare așa. Asta un separator de smântână. Da. Chiar și ziva de azi folosește. Probabil că s-au schimbat materialele. Probabil materialele că din inox. Da. Mă rog, schimbă și normele tot timpul și cere din inox sau emailat, nu mai voie plastic sau vopsit. Și ce mai avem și montat, dacă avem timp mai încolo vă arăt. Asta două vine cu asta montat aici și asta vine aici. Și prin
m-a scuzat, pun asta aici momentan. Da, da. Prin rotirea maneta asta, da, să învârte un mecanism ceva, da. Vine viteza foarte mare și separează pe lapte apa și smântână, da. 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 Exact. Cum era cea de acolo, exact. Doar că era foarte manuală aia și las, era din lemn. Ca să curge singur, acolo, să facă cu singură. Asta faci treaba aia mai repede. Ok, da. Știți? Da. Și la un volum mai mare. Mai pare. Mare, da. Sunt așa mare industrial sau mai mic de capacitate, depinde câte are nevoie omul, cât de des folosește. Da. Știți? Așa. Ne-ați arătat aici un plug. Aici un plug. Care mai, are o exact, schemă. Asta un semănător de sămânță. Asta un plug care deștept, să zic așa, care înclina după câmpul. Adică nu e un plug simplu care mergi. Da. Depinde terenul, poți să-l înclini. Adică un teren drept, te duci așa drept și când deja e terenul pe panta, poți să las și... Într-o poziție așa? Se blochează și exact. Merge așa în poziția. Dar bine, când e terenul înclinat, asta devine mai drept și merge da. Calul în față și... Da. Sunt foarte rare cu trei roți. Foarte rare cu trei roți. Da. Ercan, cred că are și o emblemă acolo. Are producătorul, scrie acolo, da. Deja când ai peste 10.000 de obiecte, uiți de ele și da. Când le cumpărăm, noi stăm o oră întreagă, ce face, cum face, cine a făcut, da. Unde folosit, ce viață a avut, dar deja devenit prea, m-am obișnuit cu ele și mai și uit. Și aici aveți ceva de însămânțat, da, care da, este da. În faza de restaurare. Da, tot este și funcționalitatea ceva mai... lui era cum? Ia să ne ziceți. Așa, ca o roabă, să zicem, are celălalt... Uite zona cealaltă, uite partea cealaltă, aici, asta de aici. Mânerul de aici. Venea două cuva, una și aici și aici. După ce, cum să învârte roată, ajutorul cu un lanț, da. Să învârte și arcul ăsta de la axul de la mijloc. Da. Și la fiecare ochiul ăsta, da. Ia un porumb sau un grâu sau ce semânță este în asta, da. Da. Și se lasă cu distanță respectiv la teren, la câmp, cum trage animalul, cal cred că trage pe el și are doi roți pe lateral. Da. Da. Tot așa foarte, foarte, foarte vechi. Uite ce avem. Stai că avem ceva aici. Aici... Asta e colțul cânepei. Sau cânepă, da. Cânepii, cum acum se spune? Eu pot să vă explic cât am putut să învăț și eu. Așa. Nu pot să știu exact domeniul aia cum era. Dar cu datorită că mie îmi place, am încercat să învăț și eu. Cât mai mult de... Acum, pe internet, pe oameni, ce învățam, adevărat sau nu adevărat, ei știe. Dar am învățat de la niște oameni. Așa. După ce taie cânepă, știți, cânepă o face pe lângă apă, undeva la zona mai, cum se zice la asta, Cătăline? La zona unde... Zona? Maroc, așa. Aduce cânepă, știți cum este când recoltează prima dată? Cum este? Ce se întâmplă cu materialul care venea? Așa, adică ca un fel de fân. Așa. Dar da. Mai fin, mai da. Lung. Cânepă așa este. Perfect. După ce aduce cânepă, da. Pune aici... Zici că dușmanul tău acolo și dai cu el. Ok. Toată okay. ziua, până să nu și mai... Și se fac niște fire, așa. Probabil, și după procesul acesta, nu? Desprinde, adică cum e bambus. Da. Seamănă cu bambus, chiar asta okay. vreau să spun. Și desprinde firele din el. Da. Și după ce desprinzi să vine moale, da. Ajutorul cu asta, și pentru asta sunt filmari, cine este... Cine vrea să vadă, poate să uite la filmare. Prelucrarea cânepă, mai mult în Franța. Și dădea prin asta, cum e lană. Care vezi? Sunt foarte ascuțite. Să devine foarte fin, fibrele. Așa și curată. Da. După ce dat la asta,
sau pe asta tragea cu ele. Adică nu dădea la ele, tragea cu asta. Da. Asta e invers. Ia să arătăm cum se vede. Foarte ascuțit. Exact. Da. Ia uite-o cu bine. Așa. Așa și după ce trecea la, punea la furcă de tors și tragea bucată cu bucată să facă ața da. Din el și apoi mergea la industria de asta, să facă stof, adică haine sau ce avea nevoie, materiale, da. He, și uite, asta era mai multe genuri da, de perii. Mai multe genuri și asta era pentru cel mai putroș. Exemplu, așa. Eu dacă eram pe vremea aia, cu asta lucram. Așa. Asta putroșii. Că stăteai jos? Stăteam aici. Da? Așa. Luam cafea, puneam cafea, eu nu fumez, puneam așa. Cafea acolo, luam o cânepă de acolo, puneam. Dădeam cu el, luam telefonul, mă uitam la telefon, mai dădeam și m-am dădea afară, sigur, nu știu de dacă la pe vremea aia era și așa. Telefon, da. Dar asta era pentru oamenii genul da. Meu. Da, știți? Da, da. Oameni harnic lucra cu asta. Da. Da, aici, și mai multe modele de perii. Exact. Foarte, aici foarte câteva modele. Avem noi. Da. Mai adică avem aici... ce le-am găsit prin țară, prin sat, oameni gospodari care chiar lucrau cu aștia, pe vremea aia nu avea toată lumea posibilitate sau norocul să meargă la magazin să cumpere, trebuie să facea ei. Da. O ață, o sfoară, un ghem. Aștia niște ferestraie. A rămas aici, nu știu de ce a rămas aici. Nu are nicio treabă, dar cred că tot așa am adus cu o altă chestie și am uitat de ele. Dar acum mă bucur că le-am găsit. Ok. aici e un aparat interesant. Aici am ajuns în zona viticolă, nu? În zona de da, vin. Da, exact. Zona și de vin. Dacă începem cu acel aparat de acolo... Adică, oricum, prelucrarea începe cu presa. Okay. Sau cu presa, chiar da. Storca, adică un zdrobitor. Da. Cu zdrobitor sau fără zdrobitor, apoi strugul ajunge la presa. Așa. Și aici presa pe el, curgea jos zama, mă rog, facea vinul, cum facea, ajungea la butoi, când vrei să le îmbuteliezi, gata, deja a trecut... cât an sau cât timp trebuie, venea aici, la zona asta, bine, da. Tot aici, și sticlele care folosit înainte, nu ca acum arunci sau merge la fabrică, lua omul sticla de la beci, venea da. Înapoi acasă, dar era murdar, punea apă da. În butoi, poate ceva mai mic, nu așa mare, și aici vine o perie da. Mai fin ca să nu zgârie pe sticla. Pune sticla invers da. Aici și prin învârtirea asta da. Există o pompă care rămâne în sub nivelul apei da. Care aruncă apa în sticla. Da. Și ajutorul perie respectiv spală deci, frumos, cu peria, curăță pe sticla. Spălau sticla interior. La interior. Da, exact. Și odată ce ieșea apa, intra apa, aici, iar curgea înapoi. Pleca mai departe exact. În nu, butoi. Tot înapoi. În butoi. Exact, în butoi, da. Exact. Da. Și așa e... curăța sticla. Da. După ce curăța sticla, punea vinul și ajungea la dop. Adică aici. Da, exact. Asta e un aparat de pus dopul la sticla. Totul manual. Da. Totul manual. Și punea aici, reglează înălțimea după sticla da. Și pune dopul și apasă pe el și rămâne da. Procesul terminat. Așa. Aici? Acolo e o tocilă. Da. Pentru ascuțit cuțite sau unelte. Da. Dălți, topoare, târnă, ce trebuie, adică, pentru ascuțit. Asta e, funcționează cu apăsare cu, la pedală cu piciorul. Da. Așa. Bine, asta e, cred că am transformat pe... ca să învârte cu ceva cu o cură, motor. Cu ceva motor. Da, da. Da. Adică oamenii când devenit ca mine putroși, deja nu mai bine, apasă sau cu când picioare. Apără da. Tehnologia, motoarele. Da, și au zis să-și facă viața mai ușoară, că automat da.
puteau să lucreze mai mult. Tot căutam ca să fie treaba mai ușoară. Da. Nu mai chimie. Păi să știți că multe lucruri bune care s-au făcut datorită acestor oameni puturoși, pentru că au trebuit să gândească ceva care să-i ajute. Și chiar uite așa exact. Au evoluat. Exact. Și omul care a inventat pe roată, cred că a fost cel mai puturos om. Da. Decât să care cară făcut... spatele, au găsit roată. Hai că să car eu, hai să-i și uite ce lucru ușor. Mare a făcut. Da. Așa. Așa? Acolo spule niște, vegle știm. Da, exact. Târnacop și așa. Aici un furcă de tors. Da. Pune aici lana și trage ca să facă ață. Același lucru. Așa. Aici un darac pentru lana. Tot de lana. Deci cu băncuță. E, da. E stilul... Aici tot de putroi. Stilul meu așa da. Este. Da. Mie îmi place. Așa. Așa. Și aici face reglajul. Câte de fin vrea să scoate lana. Ok, și ea se punea, cum venea? Pur și simplu, pune aici, da. Între asta, și aici este tot așa niște țepe. Ah, ok. Știți? Da. Și cadea așa. Ok. Și cadea dincolo. Am înțeles. Bucăți cu bucăți mic, așa, scoatea de aici. Și aia cum este devenit mai, cum să zic, adică expandat, da. Facea ața din ei. Punea la furcă. Da. Facea ață. Fir. Da. Asta orice persoană are acasă, aia, mașină de cusut. Care... Zinger? Zinger. Asta e, da, Zinger este e aia ceva e foarte cu... bișnuit. Asta e interesantă? Da. Da, e cu bucata aia scumpă în ea, Zingerul ăla scump nu e, nu? Al meu este cel mai scump din lumea asta, să okay, știți. Ok, gata. Că au fost foarte multe mituri legate de acest Zinger, da, da, da. Că au la interior o piesă dintr-o... dintr-o da, o piesă dintr-un material da. Foarte scump. Da. Da. Legende, da. Da. Ok. Aici este un, tot așa, bunicii, străbunicii al frigiderelor. Da. Asta nu frigider, dar un răcitor. Ok. Boierii, înainte, da. Nu săranii ca noi, așa, ca să bea băutură rece, avea răcitor, punea gheață, și băutură în ea. Okay. Momentan noi nu am pus că am luat rece, cum am zis așa, că da. Nu ne chinim cu, așa, cu treabă prea complicată. Și pe partea asta la fel, punea și gheață când deja topește, curge aici. Și aha. De aici, de dai drumul. Normal, este un robinet, deschide și curge apa afară. Și pune altă gheață. Aha, ok. Ok. Și compartimentul e făcut în așa fel încât să se mențină... Da, pune sticle. Da, da, așa. Să mențină exact. Rece. Adică aici are, cred că, un strofor ca să ține temperatura da. Scăzută. Și din lemn frumos. Da, așa. Aici e o toaletă? Sau? Un cuier, un portmanteau. Ok. Model... Tone. Tone, da. Asta e modelul Tone. Da. Tonet. Așa e, se numește. Cam rar asta, dar bine, nu e, tradițional românesc. De afară da, sunt adusă. Da. De aia nu-mi place ce a adus de afară, să fie tradițional aici de românesc okay. chestii. Eu sunt venit de afară, de aia nu-mi place cine vine de afară, să fie de aici, original. Aici e, asta care bancuță o bancă. De la școală. Da. Bine, noi nu aveam așa modern, frumos pentru fiecare. Aveam din aia obișnuit, banc, față, da. Masă, față. Câte două persoane stătea pe un banc. Aici stai copilul, reglează înălțime, după înălțimea copilului. Aha, și de dacă se stă mai drept, mai... Exact, și piciorul reglează. Înălțimea la copil, dar ce era interesant, era făcute numai pentru copiii care scriau cu dreapta. Da? Pentru că, da, deci era de, da. Nu era de ambidextru, da, era da, doar da, de da. Dreapta. De dreapta, da. Că trebuia să stai așa. Da, dacă ești da. Stângaci, dacă nu te duci. Dacă stângaci, erau... Da. Da. Trebuie să învârți asta. Cel puțin. Da, sigur sunt multe scule care sunt făcute pentru dreptaci. Nu, pentru stângaci. Pentru stângaci, majoritatea sunt pentru... Dreptaci sunt anumite vărsii pentru stânga. Pentru da, da, avem și bardă pentru cioplit. Pe partea stângă deci și dreapta. Deci majoritatea are... pentru dreptați sau pentru stângaci? Pentru dreptaci. Pentru dreptaci, că așa, sunt mai mulți da. Dreptaci. Exact, exact. Și stângaci mai puțin, dar sunt mai rare și mai scumpe cele alea de stânga. Exact, așa okay. E, e mai rar. Probabil s-au făcut și de stânga,
băncile astea, probabil, dar nu avem noi notizii. Exact. Sunt foarte rare. Da. Noi am nimerit pe asta. Dacă o găsim și păstrăm, o cumpărăm. Da. Okay. Da. Ok. Da, e interesantă și zona, și ideea asta de pe dreapta sau pe stânga, inclusiv la scule. Da. Că sunt da, foarte rare, exact, după cum da, ziceați. Așa este, da. Da. Foarte frumoasă așa banca. Este. Dar se pare că a trecut și prin... niște ani mai din coace, 1990 încoace. Știți că când eram și noi copii, ieșea de la gumă niște... Da, niște arțipilduri. Da, arțipilduri și lipeam. Surprize, da. Da. Bun. Așa. Asta e, îmi place cel mai mult. Arată foarte singura bine. Singura stil arhitectura românesc tradițional este stil brâncovenesc. Da. Bancul, măsuța, fotolii, dulapul, etajera, tot e stil brâncovenesc. Și pare din același set. Nu, eu am luat, sincer, două scauni separat, măsuță separat, asta da, separat, da, dulapul separat, dar același stil. Fiind același stil, exact, potrivește foarte mult, perfect. Se potrivește foarte bine, da, da. Dacă vreți cum potrivește, stați și vedeți. Ce bine stați acolo, ziceți nu că pot să nu mă așez. Constantin Brâncoveanu. Așa. Dar ideea este că aici când stăm, putem să facem și încă un lucru. Exemplu. Ce anume? Ce anume? Ce vreți? Aveți haine murdare? Momentan, exemplu, stăm la bârfă. Așa. Zic, băi, hai să spălăm și hainele. Spălăm și haine. Mai spălăm și haine. Totul manual. Mai spălăm și haine. Știți? Wow. Adică nu stăm degeaba. Da, că vine da, de da, seara neveste la casă, zice, băi, ce ați făcut astăzi? A spălat hainele, măi, bărbaților? A stat numai la povești, la, la bere. Cafele, la bere. Păi, am spălat și haine. Da. Și așa că scapam de și necas. Asta, asta era tot ce trebuia să faci, nu? Exact, atâta. Atât. Da, faci sala. Atunci nu facea sala, nu mergeai la sala, tras de fiare, trageai de maneta. Da. La asta, la cânepă, la... Româna mea, la darac, la... peste tot făcea manual, făcea sala obligatoriu. Deci înțelegeți? Străbunicul mașinii de spălat. Spălat, da. Da. Uite-l aici. Și arată foarte bine. Așa, că deci, asta am practic e un curățat, capac, am aranjat. Nu? Ia așa, aici este un angrenaj care... Vezi, da. Mecanismul care învârte, ridicăm, da, să vedeți. A, uite-l. Așa. Așa era și mașina de spălat electric când a apărut primele. Da. Nu era de sus capac, avea capac sus și de jos se învârtea. Dacă da, știți. Da. După aia a apărut cu capac, tot de sus învârtea. Ok. Același chestie, același principiu era. Adică când dai maneta stângă dreaptă, dai hainele să învârte și să spală. Da. Și când e gata, desfaci dopul, curge eu, apa eu jos. Un dop acolo, nu știu dacă se vede, desfaci dopul și curge apa. Da. Da. Și așa ai scăpat de necaz cu nevastă de seara. Da. Ai stat tot și ai stat toată ziua și ai și scăpat. Ai făcut și treabă. Așa. Domne, așa și după că ce... dacă nu... Aia nu recomand la niciun bărbat. Același lucru făceai și cu asta. Spălai haine, da, dar era un scule cel mai periculos de acasă. O aha, scule periculos pentru că nevastă, dacă bișnuit cu asta, bate toată ziua pe haine sau ce spală, îl mânuia bine. Pe piatra mare, îl mânuia bine. Deja nu mai aveai curaj, băi, ce mâncare avem de seara să mâncăm? Sau ziceai, doamnă, ești obosită, dragă, mi-a pune-le o parte așa, te ajut. Așa, ca să nu s-a întâmplat nimic la el. Ok. Cam, dar și cum de... se folosea? Adică se punea haina și cu ăsta treceai așa pe haină? Nu. Nu? Bătea. Bătei. Exact, prin bătei. Și asta, partea asta putea să dea, la ciurap la aia. Am înțeles, da. Dar partea asta le băteai. Da. Da. Asta. Și ca să dar trebuia scur... un pic de putere ca să mă da, normal, de aia era e doamnelor înainte forțos. Da, e foarte grea. Nu ca azi, ziua de azi. Dar mai mult le foloseau la râuri și spălau de mână. Exact. A, le puneau și treceau cu și hainele pe râu, ok. Da. Și pentru sculă periculoasă, dacă tot vorbim de sculă periculoasă, mai da, este o sculă care chiar foarte periculos, mai periculos de aia. Asta. Așa. Așa. Dacă vezi pe nevastă ta, te așteaptă așa la ușă, deja e bai. Belea. Ok. Dar dacă... asta pentru ce folosea? Exact. Pentru folosea ce? Pentru mazăre, fasole, după ce uscat, ca să da, scoate boabele. Știți? Punea grămada da, și începe să dădea. Wow. Știți? Cu asta. Și scotea okay, boabele. Scoate boabele din păstare. Da.
A, deci lovea pe stăile, nu? Pe stăile, lovea pe stăile când erau uscate. Le puneau jos. Exact. Wow. Batea cu asta. Deci adică, prindea o dexteritate... Da, da, dar și asta stătea chiar lângă ușă la fiecare casă. Am înțeles. Pentru că probabil mai era... Dacă așa, era da, da, ca să vine domnul acasă aparare. Când trebuie și cum trebuie. Da. Așa. Așa era, poate. Poate chiar așa era. Uite, asta e mai mare și... Da, da. Deci mai și solid, pentru asta trebuia ceva forță ca să le mânui. Da, și sigur. O dexteritate. Da, da, atunci nu era... Atunci nu era sală de fitness. Lumea făcea fitness așa, natural. Da, așa e, așa e. Păi, tocmai de aia nici nu trebuia sală de fitness. Da, exact. Dacă după asta au apărut mânca sănătos, multe lucruri sănătos pe care le faci din buton, ai nevoie și de sală de fitness. Corect, corect. Vedem foarte multe cufere aici. Cufere? Sunt cufere și sunt lada de zestre. Lada de zestrele în România diferă din zona în zonă. Da. Niște zone care face numai pictura manual cu mâna. Exemplu, partea asta, cum am învățat eu, adică nu știam și eu, mă scuzați dacă greșesc cu ceva, poate scrie colegii că nu-i corect, că așa. Da. Zona Maramureș, partea aia știam că pictează foarte mult. Ok. Asta, exemplu, din 1925, luna 8-a, ziua 2. Ah, uite cum era trecut. Scrie. Da. Și celălalt este chiar din 1921. Da. Și avem o cel mai vechi piese. Da. Vopsită manual din 1811, un bilidar de bucătărie. Wow. Chiar sus. Ajungem și la el. Da, și scule avem din 1823. Da. Adică asta e adevărat, nu e făcută falsă sau nu știu. Așa? Uitați și aici o chestie. Dacă toți suntem aici, nu prea are treabă cu asta, dar tot de țară, da, cu asta. Asta se numește belciuc. Da. Bine, celelalte sunt cu așa. Asta, cu asta trăgea animalele. Punea la nas. Am înțeles. Și trăgea animalul. Da. La țară, cu belciuc. Pot să fii cu lanț, pot să fii cu sfoară. Omul asta a luat cu băț, cred că folosea bățul și la altă treabă. Nu mai l-a tras. Tot doamnele? Nu, la doamne. Adică când trăiești la țară... Nu-i puteai ține în frunte decât cu așa ceva. Da, da. Un taur nu-i puneai ține în frunte decât cu așa ceva. Da. Da. Așa, avem niște scaune. Niște scaune, pentru... uite, niște scaune... foarte vechi. Da. Uite-le. Aveți grijă să nu puneți pe el, poate sparge piciorul și după aia trebuie să plătesc eu despăgubire la dumneavoastră. Nu ne punem, suntem cuminți. Așa. Și cum ziceam, la lada de zestre, da, sunt și cu gravură, să facea. Cu gravură, uite. Exact. Cum unele aici zice că astea sunt lada de zestre, unele zice nu, că este lada de alimentare, unde punea numai cereale și așa. Mă rog, fiecare spune cum știe. Noi deja mai mult atâta ca sigur știm cât am o auzit. Să găsim și niște cunoscători, da, care se, da, uită fi la acest material și ar fi foarte, ar fi bine, foarte, da, ideal să ne zică câteva detalii despre aceste cufere sau, da, lăzi de zestre. Da. Asta tot de... Oba. Așa. Puneam acolo. Asta se numește... Da, așa. De, da, unt? Pentru unt. Deci așa. Mă rog, nu știu. Nu am lucrat cu așa ceva, nu am văzut. Da, și aici la trebuie un pic de... forță. Da. Exact. Da. La, da, biceps. Da. Și biceps și... Da. Sala. Adică cine vrea să facă sala, poate să vină la noi. Plătește un abonament și lasă-mi la orice scule să lucreze. Și pleacă și cu o idee despre istorie, exact, și despre cum, exact, au trăit străbușii, exact, noștri. Așa este. Sau bunicii noștri, că, da, sunt unele și ale asta tot bunicilor. Chiar tot lada de zestre, da, cu gravură, nu e... Exact. Mai și vopsit, dar mai multe are gravură pe ele. Din păcate nu mai are capace, este foarte vechi. Eu sunt sigur că asta are aproape 200 de ani. Cum am luat eu, cum se vedea când am luat, era, adică am lucrat cam o săptămână la ele ca să le restaurez. Le-am curățat, le-am tratat și
Am dat cu ce trebuie, să arată așa fain. Da. Și dacă nu le-am produs eu acum 200 de ani, dar cum am restaurat, deja mi se pare că e... Adică o parte din suflet, o parte din, cum să zic? Amprenta dumneavoastră. Da, exact. Așa? Partea asta avem niște cântare da, frumoase. Am ajuns în zona de cântare. Junior. Sunt mai multe mărime. Da. Și cântarele astea cântărește până la anumite greutate. Scrie pe fiecare. Da. Așa. Deci sistemul, acum, vino puțin din lateral să vezi. Acolo în spate se pune greutatea. Vă întorc una, ca să vedeți cum este. Opa. Așa, da. Așa. Puneam aici greutate, dar prima dată trebuie să reglăm pe cântarul ca să știm arată bine. Cu datorită aici la fir cu plumb, da. Atunci nu era bolobox sau nu știu ce, puneau un fir cu plumb, fir cu plumb. Să vine aici să vârful la vârf, chestie, să fie da. Drept. Să și dacă drept. Nu e aranjat bine, nu arată corect. După ce reglezi, da. Aici exemplu când nu vrei să folosești, blochezi, da. Când vrei să folosești, dai jos și pui aici contra greutate. Adică da. Câte chile. Pune aici marfă și acolo. Și o, foarte important de spus, erau ori 10 zecimale. Dacă exact. Vrei să cântărești 10 kg, da. Da, aici era nevoie să pui doar un kilogram. Că este ori 10. Da? 100 aha. de kilograme, puneai doar 10 kilograme. Aha, ok. 10 ok. E ori 10. Am înțeles. Adică sunt cântarele și asta. Kilogramul. Da, da. Aici e 10. Da. Uitați, exemplu pe cântarul asta. Pe cântarul asta. Cătăline. Are contragreutate. Da? Și aici, exemplu, arată kilogramele. Acum, cum nu e cam un pic întuneric, nu se vede. Da. Dacă vrei zecimal, învârte asta. Da. Asta devine mai aproape de centru. O dai peste cap. Și, și ai cârligul ăsta. Masoara, da. A, ce la orice trebuie. Cântar, cam asta e. Da. Asta e un cântar. Și aici scria exact, exact. Măsura. Da. Kilogramul. Da. Uh-huh. Și dacă pui de zecimal, înmulțești cu 10, dacă pui normal, citești exact cât scrie acolo. Da. Bun. Deci ăsta era sistemul și în partea asta altă. Și toate sunt tot așa, cu un kilogram la 10 kilograme? Da. Da. Toate? Da. Ok, ok. Pentru că dacă cântărești 100 de kilograme, da? 100 da. De kilograme. Trebuie să pui acolo 100 de kilograme. Aici trebuie să pui 100 de kilograme. Și n-avei cum. Cum. Exact, da. Exact. La, nu da. La 10 kilograme poate să da. Ține. Exact. Pentru da. Obicei depinde de mărimea lor. Da. Asta poate să ducă până la 50 de kilograme. Exact. Sau până la 100 de kilograme. În funcție de mărime. De mărime, cel da. Din față poate să ducă și până 500 la... 500 de kilograme, o tonă. 500 de kilograme, da. Până da. La jumătate de tonă. Da. Da. Bun. Asta 1934. Din 4. Uite, avem o sunt chiar și aici. Mai vechi. Ale are plăcuță. Depinde unde e produs și cine a produs. Fiecare are plăcuța eticheta lui. Da. Și unele dintre ele sunt, nu știu dacă se văd, dar majoritatea au numele negustorului pe ele scrise. Pentru că și aveau grijă de ele și le notau că... Deci, pe unele, asta n-am spus, nu știu dacă s-a auzit prin microfon, deci pe unele cântare, pe spate, e o plăcuță cu numele negustorului. Da? Pentru că aveau grijă de ele și da. Aveau nevoie și de nume. Da, foarte frumos. Aici, în spate, văd că avem niște scule care pe unele le mai recunoaștem. Nu? Asta ne-a pentru spus copaie, da. Pentru copaie. Astea sunt barda da. De cioplit. Asta mână dreaptă. Avem și pe stânga pentru, că, pentru partea aha, stângă. Ne uităm că e încovoiat. Exact. Deci ăsta de dreapta exact. E pentru încovoiat așa. Așa. Și ala de stânga sunt invers, clar. Stânga, invers, dar stânga foarte rar. Okay. Asta dreaptă okay. mai mult. Deci uite că am găsit și ideea asta cu stânga și cu dreapta. Da. Așa.
Asta e banc de tâmplar. Aici niște scule a rămas tot așa de la, am pus aici. Sculele mai mult știți că... La cireașa de pe tort. Da, apropo, da, avem o încăpere aici. Îi spunem cireașa de pe tort pentru că acolo sunt niște lucruri foarte vechi și fine. Ajungem acolo și le vedem și, bineînțeles, valoroase. Dar mai avem până acolo. Ce ne mai arătați aici? Pentru că am mai văzut ceva... Aici, acolo sus am mai văzut ceva. Aia o roată de tors, tot de făcut... aici. Pentru ață. Să face ață cu ele. Da. Și arată foarte bine. Da, are o patină foarte vechi și are o patină foarte frumos. Designul așa, da. Da, da. E foarte frumos. Bun. Avem și din alea mai multe modele. Și aici în spate... Aici tot, dacă tot vorbeam de cântar, uite, asta un cântar de, pentru un bebe. A, cel de aici. Exact. De maternitate, de bebe. Exact, de maternitate. De vină pe partea asta. Da. La maternitate. Da. Ce drăguț. Mă rog, trebuie să restaurez, să nu mai aibă... rugine și una altă. Până la 5 kg sau 15 de obicei. Asta voiam să văd, dar nu-mi dau seama, nu prea văd. 10 kg. Văd pe 10 până la 15 kg. Până la 15. Da. Și mi se pare că se numește Leca. Are și o denumire pe aici, așa că așa le știam. Da. Să vedem pe lanternă. Așa. Asta e tot storcătorul după ce spălat haine? Da, storcătorul manual. Asta, da, asta e ceva. Mă rog, pentru adică mine ceva simplu acum. Băgai haina pe aici și de aici te dai de mână. Asta trebuie montat pe unde spăla haine, da. Pe ladă. Da. Spala, și după aia scotea de la ladă și se învârtea asta. Și prin învârtirea asta trecea haina de aici și rămânea aproape uscat. Stors, da. Așa. Și ce e masa asta? Asta e bancul de tâmplar. Da. Bancul ăsta de tâmplar era baza pentru tâmplarul. Fără banc nu putea să facea nimic. Are și mai multe roluri asta. Bine, asta trebuie să-l pun niște piese. Da. Am desfăcut și nu am montat înapoi. Partea asta o menghinea, partea aia o menghinea să strânge piese ca să prelucreze pe ele. Da. Și ziua de azi, oamenii deștept, face foarte multe, foarte frumoase niște masă pentru bucătărie, pentru birouri, cu un blat de sticla, niște lumini, adică devine foarte frumos. Într-o casă modernă, o piesă din asta, cu o sticlă sau ceva mai modern, arată extraordinar de frumos, ca un decor. Am ajuns și la zona de apicultură. Apicultură, da. Mă rog, două, trei piese, mai avem altă piesă, altă parte. Asta e... Căsuța albinelor. Am spus mai devreme, dar am uitat, sincer. Stați. Okay. Stup de albine, da, așa. Mă scuzați că cam greu amintesc. Așa, asta e stupul de albine. Da. Asta e foală. Când vrei să lucrezi cu albine, trebuie să relaxeze și ei, să devină mai relaxat. Omul face aici un foc în el, cu ceva iarbă, dar nu uscat tare, să iese fum mult. Da. Știți? Facea focul, așa, închidea și ajutorul și cu foală dădea prin stup. Bine, mă rog, stupul ăsta e foarte vechi. Asta devine de aici agățat pe copac, rămâne la înălțime, parte de jos rămâne deschis și albinele deja face acolo cuibul sau cum zice. Așa, și după ce omul scoate miere și albinele rămâne săraci, fără mâncare. Așa suntem noi oameni. Furăm de la tot, și de la albine și de la oameni. Din păcate asta e. Asta e circuitul, natură, ce să-i facem. Exact. După aia le dăm zahăr, poftim domnilor, zahărul ne dați miere. Cam așa. Asta trebuie să facem, ce să facem. Da. Bun, și aia la fel, tot așa o pompă de fum, dar e mai micuță. Fum. Da. Bun. Da. Ceea ce la un duș sau ce? Asta un duș militar, de culoare, puteți să dați seama din culoare. Ce tare, asta, uite. Scuze că... Așa. Asta un duș militar. Când plecau la instituție. Așa, când mergea. Asta arunca în
râu sau dacă avea butoi pe lângă, nu știu ce, da. Și dădea cu pompă, cu maneta. A, deci de aici blocat. A luat apa, nu? Da, exact, cu de ajutorul aici? Cu un furtun. Da. De aici venea apa și dădea cu maneta. Și aici în spate e o manetă exact. Pe care o învârtei și exact. Venea apa. Și patru soldați odată facea duș. Da. Foarte interesant. Ce l-a dădea de manetă. Da. Da. În gârlă. Colonel, sergent. A, da. 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 Soldatul mai puțin. Deci cei care aveau grade mai mari. Da. Da. Bun. Din păcate noi n-am văzut chestiile astea, adică nu am folosit. Mai vedem o cutie aici de tot așa. Tot așa militară, dar tot gol, adus și uitat acolo. Așa. Aici stătea moșii, babe în față la casă, la povești, la țară. E dacă să ai o băncuță. Ah, da, puteai pe lângă gard. Dar e mare, oricum e mare bancă. Da, da. Așa. Aici e tot de gospodărie, adică lanțuri pentru tras bușteni cu animale, așa. Astăzi niște capcane pentru animale. Da. Mai mare, mai mic, depinde pentru ce animal sunt. O parte desfăcea, adică așa, și partea cealaltă legai cu ajutor cu un lanț sau sârma într-un copac ca să nu fură cu tot, adică ca să nu fuge cu capcana animale. Da. 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 Cum e aici? Vedeți că e partea asta, agăța undeva, exact, da. Ca să nu plece animalul. Asta cred că pentru un animal mai mare, mai mare un lup, da, ceva, mare. Că e foarte mare. Asta e pentru mai mici. Da. Veveriță sau... Așa. Asta e cel mai periculos cule. Așa. Pentru bărbați. Nu recomand la niciun bărbat să ia așa ceva. Da. Mai ales să nu doarme lângă neveste cu așa ceva. Că... Deci bărbații adică, numai cuminți nu erau, înțeleg da, eu. Dacă mai are gând să facă niște copii, la aha, continuare. Ok. Asta și o... dacă nu era folosită în zona aia, atunci la ce se mai folosea? Asta folosea la castrat animale. Ah, da. Deci, aha, da. Ok. De-aia am înțeles adică, legătura. Ați înțeles legătura, da. Ok. Nici, nu ați auzit, dragi colegi, nici nu știți ce sunt astea, mai ales fetele. Aură. Lasă-mă parte. Și asta la fel? Și aia la fel, din păcate. E un pic mai altfel asta. Da, adică e... Ideea este că știți cum e ca să strânge. Mă rog, hai, da. O lăsăm acolo. Am bătut cu cuie ca să nu sfoare. Aici avem o jucărie mică. Poate știți dumneavoastră. Știți ce asta? Aici pot să pun pariu, că vă dau dacă știți. Nu mi-mi pare rău. Dar nu ziceți ca un român că nu știți nici asta? Eu ca un turcai că nu știu, dar dumneavoastră? Voi știți? Scrieți în comentarii. Ce este? La finalul și o să mă uit, o să mă uit să văd ce scrie în comentarii, da, și o să vă zic. Să vedem cine știe. Dar până atunci, haideți să vedem dacă știți. Acesta este? Descalțător. Descalțător? Da. Așa. 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 Descalțător. Noi îi spunem Mariță. Mariță. Aha. Așa îi spunem, Mariță. Da. Peierul când venea acasă îi spunea Mariță descalță-mă. Aha. Da? Ok. Trage Mariță. Dacă voi dacă un ce pic povestiți, eu într-un minut vin înapoi. Da. Vă da. Arăt Mariță. Ceva surpriză legătura cu asta. Păi putem să punem și un pic de stop să schimbăm și bateria. Surpriza. Care surpriza. Este surpriza? Asta e surpriza. Așa. Asta e verișorul lui Marioara. Ok. Marioara Cătălin? Mariță. Mariță, scuze. Mariță. Da. Asta e celălalt Mariță. Cred că asta e vărul mai scump un pic. Exact, așa, așa e. S-ar părea, asta da. Din fontă, da. Tot așa folosea. Așa. Și asta, da. Dacă intre în casă cu noroi, și ca să nu te bate neveste, ca să nu intre chiar în ușa afară, da. Cureți noroiul. Da. Și apoi intre la Mariță, să scoți. Da. Aha, da, corect. Așa. Ce drăguț. Dar când e foarte mult noroi în țară, da. Cum mergeam noi? Cum mergeați dumneavoastră sau oamenii? Știți cum mergea? Ca să nu ajunge la, ca să nu murdărească piciorul, pantofii, ce aveam atunci pe vremurile alea? Aveam ceva magie. Niște scule magic. Așa. Oare? Așa. Acum m-am prins. Da, ați prins. Da. Astea sunt niște piciorange. Piciorange, da. Că când e noroi, să nu te murdărești, urci pe el. Da.
Și te duci cu ele. E o demonstrație. N-avem asigurare. Exact. Eu nu am asigurare. Eu zic să adică nu ne riscăm așa, că mai bine ne că trebuie un pic de dexteritate. Deja suntem destul de bătrân. Da. Dacă cadem, nu cred că reușim să ridicăm înapoi. Mai bine le lăsăm o parte așa. Foarte interesant, da. Chiar când eram copii, aveam din asta, dar nu mergeam pe stradă pentru joc. Da. Și era înalt, cam la un metru, un metru jumate. Da. Și alergam cu el. Adică așa, exact, făceam concurs cine trece. Da. Da. Da, da, da. Și asta e când am găsit la un pod la un om, atât m-am bucurat că am ajuns înapoi 40 de ani. Da. Sincer. Așa. Așa. Avem o... Era pe acolo o sculă. Ia să vedem. A rămas aici? Sau ați luat-o da, de aici? Da, da, aici. Așa. Asta, cu doi cercei. Cu doi cercei. Ne-a întrebat ce se făcea cu ea, n-am nimerit, dar după aia am aflat. Asta se pune în spate așa. Umer. Da? Și se cară apă, nu? Apă, orice. Cu galeți, doi cu galeți. Orice. Aici o golată, aici o golată. Da. Și uite așa cărei. Foarte interesant. Curbiță? Colbiță îi se spune? Colbiță îi se spune în zona în care am copilat eu. Acum cine știe, știe. Noi... Da. Sunt sigur că o să le aducem aminte multor oameni de copilărie și de așa. Aici multe lucruri pe care poate ei l-au folosit când erau copii. Pentru măgăruș, da. Samaru. A, ia uite-l. Micuț așa. Da. Pentru măgăruș. Să te pui samar. Să stai pe el. Exact. Nu? Samar sau șa. Șa. Da. Asta și la asta fel? La fel. Da. Dar asta e puțin mai modern din fier. Săraci. Cred că folosea la militară. Ca vă arăt și un samar militar, șa militar, mă rog, cum e așa, care are muniții și montează mitraliera deasupra. Pe măgăruș. Pe măgăruș sau pe cal la sau război. Cal. Da. Da. Avem și chiar pelerina și mască de gaz, toate... Unde în sunt? Timpul războiului. Sunt dincolo? Sau aici? Acolo jos. Într-un cameră. Într-un mască toate. De gază pentru animal. Da, da. Deci aici... mai e o zonă care deocamdată e puțin astupată, în care zice dânsul că sunt puse. Da. Hai să mergem la țară un pic. Talangă, nu? Talângi. Opa! Pilatești, domnul! Dacă strici... Am vorbit de ele. Da. Astea. Autentice. Da. Și noapte când te duci undeva la țară, trebuie să ai un felinar. Da. Da. Sau acasă. Aștia sunt de CFR, da, pentru trenuri. Cele de aici, da. Modelul respectiv, aia de CFR. Sunt mai multe tipuri, adică e, până la urmă tot pentru iluminat. Așa. Așa. Aici, dacă vrei să... Intrăm și aici? Aici e zona cu cirașe de pe tort. Dar mai avem după aia o cirașe dincolo, undeva sus la etaj. Mergem și acolo. Da. Intrăm acum aici? Dacă vreți, intrăm. Haideți dacă plătiți intrarea, intrăm. Dacă plătim nu... intrarea, așa, bineînțeles. Poftiți, vă rog. Haideți. Așa. Aici e un atelier de tâmplărie, dogărie și fierărie. Da. Uite câte sunt. Păi începem de aici, din acest colțișor. Da. Unde avem aceste scule. Cuțitoaie. Da. Care, vă rog. Vă rog. Nu, acum dumneavoastră știți mai bine. Vă rog. Eu, vă rog, vă rog. Asta aș vrea tot să așa știu, un banc de tâmplar, cum am văzut afară, dar da. E ceva foarte frumos, făcut din fac sau din stejar, foarte tare. Cel mai frumos. Da. Exact, întreținut așa. Și cum funcționează, vă arăt. Exemplu, aveți o piesă de prelucrat, lungime de un metru, da? Da. Puneați asta aici, asta aici și desfăceați, mă rog, aici eu am desfăcut și nu am, asta desfăcea așa, prin învârtire maneta, da. Punea piese și împingea. Și rămâne piese prinsă aici. După aia lua ce scule trebuie și lucra cu el. În caz dacă trebuie. Dacă nu, punea piese aici, strângea cum menghinea, da. Sau punea piesa aici, strângea cum menghinea. Avea, adică era un multifuncțional, cum ar fi. Da. Asta e bancul. Avea și un sertar.
Am pus eu o scule și cred că atinge la el. O, ai de capul meu, câte scule sunt aici. Mă rog, mă rog, sertar deci business, un sertar care iese exact. Și mai puteți să mai lucrezi și pe el. Da. Și cu asta depinde lungimea piesei ce vrea să lucreze. Da. Punea așa. Aici toate sculele prelucrare lemnului. Acela tot de la el e? Nu. Asta nu. Asta e altă piesă. O să vă arăt complet, una complet. Alea sunt minghinele. Asta e pentru făcut filet, dar vă arăt. Ok. Așa. Păi să începem de acolo, din stânga. Da, aici e cuțitoaie. Da. Rindea, tot felul de rindea. Ce să facem adică cu cuțitoaiele? Cu cuțitoaiele. Îndrepta sau rotunjea sau... Adică okay. Frumos, e așa. La orice, din lemn. Da. Cu asta făcea. Dacă vrea o suprafață drept lana, făcea cu rindea. Da. Datorită forță, așa. Ia, să arătăm o rindea. Bine, aia nu are cuțit pe el. Una cu cuțit. Uitați cu cuțit. Așa. Deci aveți oricare. Aici 50 de rindele. Așa. Și așa arată, mai îndeaproape. Bine, așa. Sigur că sunt acum, colegii, dacă place chestiile astea vechi, poate să folosească un suport de telefon mobil acasă, la birou. Aha, ok. Știți, pot să pune aici un adaptor, chiar și încărcătorul pot să ține acolo. Da. La birou, pe masă, sau o carte vizită, orice, adică idei sunt multe. Are niște inițiale. Da, sunt și niște inițiale trecute, uite aici, AP. Nu? Da. Bun. Meseriașul își punea inițialele. Și meseriașul își punea inițialele. Da, și în ziua de azi meseriașul își mai pună... Dacă vrei să faci o formă la un lemn, un profil, cum facea tâmplărie. Da. Și acum, exemplu, trebuie să aibă profilul, modelul aceasta. Da. Atunci avea cuțitul această model, vedeți? Aha. Făcut cu model. Da. Și ajutorul rindea asta, scotea pe marginea aia respectivă. Modelul acela. Modelul. Da. Sunt aici, uitați, toate modelele. Cum sunt la tâmplărie, cu model, la margine, știți? Da. Vine pereche. Așa că cu... atunci nu era CNC-ul, nu era... Mai iau una așa, random, tot așa, cu o altă formă. Da, uite. Și altă mărime. Uitați. Da. Uitați, cuțitul, vedeți? Da. Are formă exact de aici, cum se vede. Deci că e chiar de la geam, de la tocul de geam. De la orice piese. Care trebuie să aibă o formă. Pentru canturi erau folosite. Pentru canturi. Pentru, așa, asta o menghinea, asta folosea mai mult la piele. Da. Sau ceva fin, să nu strice. Opa, cât am, așa, mă rog, prindea, punea între picioare și lucrea cu ele. Da. Știți? Sau poți să pune la o menghinea, nu neapărat la picioare, adică asta cel mai simplu. Ușor. Vinclu. Vinclu, vină încoa să vezi. Așa, vinclul ăsta. Asta? Să facă 90 de grade. Asta să măsoare 45 de grade. Care are 45. Dar trebuie să specificăm că ele sunt adică foarte 135 vechi. Și partea asta 45. Ele sunt foarte, foarte vechi. Da. Uite, ăsta, de exemplu, e din lemn. Da, asta e făcut din lemn. E din lemn. Atât de veche. Și uite, uite cum se văd cuișoarele. Vezi? Da. Așa. Așa. Asta este tot așa o rindea, tot ca să dai o formă pe marginea lemnului. Opa. Așa. Ajutor cu rindea asta. Da. La anumite distanță. Vedeți? Aici reglează distanță grosimea profilului. Da. Aici pune cuțitul care trebuie. Da. Și da, e, să aibă răbdare și forță. Da. Să iese profilul. Adică toate rindelele astea are un rol diferit. Da, da, nu da. E drept. Adică sunt și drept, dar sunt și cu formă. Cu profile. Exact, pentru profil. Asta toate rindele, simplu. Asta de aici. Uitați, asta o rindea pentru suprafața mai rotunjit. Interior sau exterior. Așa. Deci aici este lama. Da, principiul același, nu? Sau cum? Adică dacă vreți o suprafață dreaptă, țineți pe asta drept.
Și dacă vreți să faceți un rotund pe exteriorul ceva piese... Asta se curbează. Exact, la un moment dat, nu? Curbează așa. Da, acum înțeleg. Depinde, asta exteriorul. Vreți să faceți curbă exterioare? Da. Așa, dacă vreți interioare? Da. Într-o piese rotundă sau așa, oval, pe interior. Da. Să dai rotund perfect. Așa. Asta e o piesă de rezistență și trebuie prezentată. Nu mă auzi. Aceasta de aici. O menghină din lemn, da. Nu? Da, da. Ia uite. Menghină din lemn. Da. Wow. Foarte rare. Da. Foarte, foarte rare. Adică din fier, ca zis, peste tot. Exact. Asta, uite, se mai puteau schimba. Da, exact. La și la menghinele obișnuite, asta de fier, tot se schimbă dinții asta de aici. Da, pentru că ăsta e un material din lemn și ăsta exact. E un material. Aici poți să pui ceva mai moale sau mai tare, da. Depinde da, un brad, cu ce vrei să... Nu, adică de, și de fier sau de plastic dur sau cauciuc. Adică depinde cu ce vrei să, ce vrei să lucrezi, sau cât de sensibil sunt materialul. Superb. Noi nu i-am făcut nimica pentru că am vrut să o lăsăm așa că a fost muncită la viața da, ei. Da, da. Poate a întreținut familia, au ținut copiii pe la școli da, pe da. Foarte așa, drăguț. Lăsat un farmec cu ei. Asta e, asta niște forfeci mici, nu știu ce tăia cu ele. Forfeci mici? Da, foarte mic asta, are undeva un 25 de kg. Vița de vie sigur, nu? Nu știu ce tăie, dar... De metal? De metal, ceva... Metal nu cred, că metalul nu taie cu vârful ascuțit, metalul taie altfel. Da, poate orice. Tot și asta... E pe același sistem. Același sistem, da. Așa. Mai eram aici la rindele. Da. Practic tot, e același lucru, da. Același lucru, doar care curbare, da. E un pic mai diferit. Da. Dar le mai aveți și pe acestea mai mici. Mai mic, da. Tot rindea. Adică, da, orice industrie, exemplu, industrie instrument muzicală, folosea niște rindea foarte mici. Aha, da. Lucrea foarte finuț, așa, știți? Da, da, da. Depinde piese. Mai mic, mai deci mare. Deci cu cât rindeaua e mai mică, cu atât piesa pe care o făcea era finul. Bebelușul, da. Da, uite. Un bebeluș. O rindea bebeluș. Da. Uite ce drăguță e. Da? Dar e, sunt chiar colecționar de pentru rindea și scule. Să vadă cât e de mică, că așa... Da, uite. Și ajunge la anumite preți care nu poți să crezi. Rindele respectivă. Oh, ce mică e. Da. Da. Acolo ce mai aveți? Astea sunt cuțitoaiele, așa. Tot, uite, am băgat cu... Lăsați dacă așa, nu să nu iese. Uitați, asta tot din lemn, dar același lucru. Da. Tot așa, finuț. Să luați de lemn, să faceți așa, prelucrați cu lemnul. Uitați, cu cuțitul. Adică... O cuțitoaie să taie mai fin, așa. Da. Așa. Sunt și drept și rotund. Mă rog, vino aici mai aproape. Vino mai aproape. Are și rotund și cuțitul drept. Ok. Și asta la fel aici. Același lucru. La fel, la fel. Da. Și... Alea sunt ruleta. Niște rulete. Da. Pot să deschid, nu? Da, trageți. Da, uite, și materialul ruletei este... Clar, nu e metal, nu e nimic. Nu, nu e metal. Un fel de cauciuc, nu știu ce e. Foarte dur. Are, cred că, niște fibre în el pentru rezistență. Ca să nici nu trebuie lungit asta, să rămâne pe același lungime, să nu fie elasticitate deloc la el. Da. Când tragi 10 metri, să rămâne 10 metri, nu 10 și 2 centimetri. Știți? Deschideți partea asta, a făcut deștept oamenii ăștia, uitați. Da. Așa și așa, să învârte ușor. Da. Așa. Așa. Da. Și asta este un alt sistem de ruleta. Nu știu de ce s-a chinuit metru așa de mult să îndoaie 5.000 de ori. Ca să facă mică, să țină buzunar la spate, să cine știe. Așa. Da. Că sunt și din aia obișnuit repede, tac, 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 Da, închide, sunt de așa, una exact, după alta. Da. Și oamenii asta... A, da, uite că da, într-adevăr, ăsta e alt sistem. De altă idee. Altă idee. Deci, foarte frumos. Așa, foarte plăcut. Da.
Uite, mai, se mai putea folosi chiar, folosi chiar și așa. Da. Asta oricum pe inci, nu pe centimetru. Da, da, am văzut că și ruleta la fel ar, da? Este. Oricum asta e mai mare, da. Da, același lucru. Asta Jean Rabon and Sons, zice, marca lui. Tot de la el am făcut colecție, ruleta, boloboace și este foarte calitate, foarte bună. Asta tot deci același asta marca. Uite cum arată un boloboc. Jean Rabon and Sons. Vechi. Așa, englezești. Uitați ce scule. Fineți, așa frumos. Deci nu sunt cu laser cele nu, de aici. Nu. Ia uite și pe cel de aici. E prins bine. Da. Bă, e greu. Asta acesta am luat de la o licitație. Chiar m-am licitat cu un coleg, îmi pare rău că a pierdut el, dar îmi pare bine că am câștigat dumneavoastră. Da. E foarte tot bun. De la același producător, același persoane care are eticheta Jean Rabon. Da.